Hello, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de Master League cu AS Roma. A venit un episod perfect, episod în care am adunat 3 victorii. Primul meci a fost în cupă, iar celelalte două în Serie A. Am început cu 1-0 cu Spezia, meci dificil. Am reușit să marcăm până la urmă și am câștigat acest meci. Am calificat mai departe în Cupa Italiei. După ne impunem cu Sampdoria 2-1 după ce am fost conduși cu 1-0 în prima repriză. Iar ultimul meci s-a desfășurat perfect pentru noi, am reușit să marcăm de 3 ori și am plecat cu 3 puncte de la Bergamo în fața Atalantei. Astăzi ne așteaptă un episod foarte dificil, avem acasă cu AC Milan, mergem la Fiorentina, iar ultimul meci pe Olimpico cu Inter. Suntem pe prima poziție în Serie A pentru prima dată în acest sezon, în continuare neînvinși în Serie A, așadar suntem într-un moment foarte, foarte important. Suntem acolo în fața celor de la Juve datorită meciului direct. În acest moment Juve este legat de puncte cu noi 50, au un gol averaj mai bun, însă ne avantajează meciul direct în acest moment. Lazio sunt și acolo pe locul 3 la 3 puncte. Napoli pe 4 la 4 puncte, Inter la 6 pe 5. Așadar, campionat foarte strâns acolo sus. Abia aștept să vedem cum ne prezentăm astăzi și să vedem dacă reușim să scoatem rezultate importante. Mergem la primul meci și ne așteaptă unul extrem de dificil. A primit vizita celor de la AC Milan, campioana în titlă în Serie A. Tocmai ce a câștigat titlul în Serie A. O echipă de temut, AC Milan, însă jucăm pe Olimpico. Avem suportul fanilor de partea noastră. Așadar, sper eu să ne împingă de la spate fanii noștri și să scoatem un rezultat pozitiv astăzi. Da, jucători foarte, foarte interesanți la AC Milan, cum ar fi acest Romagnoli, capitanul, fundașul stânga Theo Hernandez, dar și la mijloc Kessié, în atac Giroud. Jucători foarte, foarte buni, o echipă care se prezintă foarte bine și în realitate, cum spuneam mai devreme, campioana antitră în acest moment în Italia. Să vedem ce reușim să scoatem de la acest meci. E clar, va fi un meci foarte echilibrat, un meci care va fi decis de detalii foarte, foarte mici. Avansează aici, joacă cu Theo Hernandez, vine Pellegrini să blocheze acolo, dă drumul pentru Rebic, Giroud finalizează cu capul aici, fost peste. Am rămas pentru o secundă blocat, mi s-a părut că a căzut în plasă, însă cade pe deasupra această minge. Scăpăm aici, prima ocazie importantă a celor de la mine. E atent aici, Tami, surprins de acea pasă, Brahim Diaz. Vine pe Sebaus și recuperează din nou El Shaarawy pentru, da, Zani, Zaniolo! Ce gol marchează Nicola Zaniolo aici, superb șutul, nici o șansă pentru Manian. Minutul 32, 1-0. Meci foarte greu, meci foarte echilibrat, se joacă acolo la jumătatea terenului, se joacă pe contre, pe locuri. Aici iese perfect acest contraatac și Zaniolo înscrie un gol superb. Da, recuperează foarte bine acolo Ceballos, Shaarawy se descurcă bine, pasă aici la Zaniolo și ce bijuterie, ce bijuterie trimite aici Zaniolo. Reușim să deschidem scorul cu Milan. Foarte bine preia aici pe lângă Theo Hernandez, iar după șutul nici o șansă pentru Manian. Da, mult mai important Zaniolo, după ce i-am schimbat numărul, după ce a trecut la numărul 10, arată mult mai bine în acest moment Zaniolo. Probabil și faptul că îl folosim un pic mai central, un pic mai aproape acolo de atacant, îl ajută, ajunge foarte des la finalizare. A blocat pasa asta, însă obține marcare de la margine. Aruncă Pereira. Mancini, diagonal aici pentru Shaarawy. Shaarawy pe duelul la cap, Cajon joacă în adâncime din prima, în Didi acolo, închide la timp. Perfect, în Didi pentru noi, se descurcă foarte bine, de-aia a fost adus acolo în Didi la mijloc pentru a închide eventuale
Eventualele breșe din defensiva noastră. Nu intră aici de două ori pasa pentru Zaniolo. Aici e offside. Offside mare aici pentru Zaniolo. Ia să dau drumul un pic mai repede. Apropiem de finalul primei reprize. Hai să fim atenți. Manian joacă lung pentru Giroud. Klosterman respinge de acolo. Atentă Ceballos. Pleacă acolo Tammy. Din nou blocată pasa aici. Benacer întoarce pentru Simon Kjær. Brahim Diaz așează aici pentru Benacer, Theo Hernandez la Rebic. Rebic nu e nici el un jucător rău, dar se descurcă excelent Ricardo Pereira și recuperează în fața lui aici. Pasă în adâncime din nou. Romagnoli blochează pe Zaniolo aici. Foarte, foarte bun Romagnoli. S-a descurcat perfect în defensivă astăzi. Florenzi. Duce aici mingea în dreapta, blochează în Didi și se termină prima repriză. 1-0, o primă repriză șters, o primă repriză grea, dificilă, în care n-am creat foarte mult, însă intrăm la cabine cu un 1-0, un gol magnific marcat de Zaniolo. A, un singur șut am avut și s-a dus perfect. A să rămâne concentrați, intră Zlatan în atac și va fi mai dificil acum pentru noi, intră în locul lui Sharawi. Intră în zonă centrală pe El Sharawi, Bakayoko pune corpul acolo și fură mingea. Pasă pentru Zlatan, vine Mancini și blochează și ajută și blochează din nou. Nu, 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 așa nu. Blochează acolo, pasă în adâncime pentru Rebic, Rebic în fața porții și Zlatan face 1-1. Ce gafă face un defensiv. There is only one Zlatan. Ce gafă face un defensiv aici. Zaniolo pierde mingea la 30 de metri, pasă pentru Rebic. Rebic întoarce aici pe 6 metri și Zlatan marchează cu capul. Da, găsește aici Rebic cu luarul de centrare perfect, iar finalizarea lui Zlatan se duce foarte bine. Păcat de golul al lui Zaniolo, marcăm un gol superb, însă ne batem joc aici. Greșeală mare în defensiv. Zaniolo, bună pasă asta, mai departe pentru Ricardo Pereira, preia Pereira. În centru la Dani Ceballos, primește aici, da. Lorenzo joacă în adâncime, cred că a fost și offside acolo, însă închide pe la timp de aducem un pic de prospețime, intră acolo în Benzie, Vinia și Karsdorp, dar și Veretout. În locul lui Lorenzo Se Pelace termină. Hernandez. Hernandez rămâne la minge aici, centrale pentru Zlatan. Reține aici Rui Patricio. Să vedem ultimul atac al acestui meci. Trebuie să-l tratăm. Vinia nu blochează acolo, mai departe Benacer pentru Zlatan. Zlatan se toarce cu fața, așează aici pentru Caihon. Tonali, șuta lui Tonali, se întinde lui Patricio și scoate acolo. Karsdorp recuperează, joacă lung, însă se termină acest meci. Meci slăbuț, meci în care n-am creat foarte mult ofensiv. Puteam cei drept să scoatem 3 puncte dacă țineam de scor. Însă Zlatan aduce un punct Milanului. Da, dominați o singură fază pentru noi, singura fază din care am și marcat. Udinese, Atalanta 0-3, Torino, Sampdoria 1-1, Salernitana, Fiorentina 1-3, Juventus Inter 2-0, Spezia Hera 0-3, Bologna, Venezia 1-0, Sassuolo, Empoli 0-2, Napoli, Cagliari 1-1 și Lazio, Genoa 3-1. Suntem aruncați de pe prima poziție, iar urcă din nou Juve acolo pe prima poziție. Da, vin știri foarte importante. Ne înțelegem cu Luis Diaz pentru 12 milioane și îl aduc imediat. Da, e un jucător pe care mi l-am dorit foarte tare. Ne înțelegem și cu Gabriel Barbosa, însă nu mai avem bani suficienți. Da, nu ne mai arată să semnăm cu el.
iar De La Cruz a refuzat să vină la noi. În sfârșit aducem și noi jucători acolo în stânga. Îmi doream foarte tare. Din păcate pierdem pe Zaniolo accidentat în această perioadă. Deocamdată n-a semnat cu noi Luis Diaz. Trebuie să mai așteptăm un pic. Dar probabil la meciul cu Inter îl vom avea în echipă. Da, schimbăm toată echipa și mergem la Fiorentina. În continuare, neînvinși în Serie A și mergem la Firenze pe Artemio Franchi, un stadion care arată foarte, foarte bine, un stadion frumos și o echipă bună a Serie A, o echipă care are în componență jucători foarte interesanți. Da, Fiorentina poate fi o soluție de carieră la un moment dat, de ce nu? Îmi place această echipă, îmi place stadionul, arată foarte, foarte bine, dar vedem deocamdată în Serie A, avem această serie cu AS Roma. Ha, să rămânem concentrați și să încercăm să câștigăm acest meci după ce facem doar egal cu AC Milan. Rămânem neînvinși, însă mă aștept la un meci mai dificil aici cu Fiorentina. Cocorin, șut blocat aici și este corner. Veretout, Diawara. Să calmăm un pic acest atac. Bună pasă asta aici pentru Borja Mayoral. Borja intră în centru, Borja prinde Dragovski, 2 bine cu 0-0. Prima repriză ștersă pe Artemio Franchi, o primă repriză în care n-am creat ofensiv mai deloc și doar 0-0 după prima repriză. Foarte echilibrat meciul, se joacă acolo la jumătatea terenului. O luptă orbă la mijlocul terenului deocamdată. Aici din picioare, Karsdorp, Amrabat, întoarce la Milenkovic. Minge lungă pentru Piccoli, câștigă Piccoli de la cap, joacă din prima aici pentru Malcuit în dreapta centrală a lui Malcuit, preluare greșită și Piccoli finalizează acolo. Ocazie bună aici pentru Veretout, îl găsește aici foarte bine pe Borja Mayoral, pleacă acolo Șomurudov centrează aici, centrale blocată și Dragovski respinge. Ce mingea în stânga la Diawara pasează greșit, recuperează Vidia. Veretout joacă aici pentru Diawara! Nu pot să cred. Vine și o ocazie importantă, Diawara nu prinde poarta aici. Bună această fază, bună ocazie. Se desprinde acolo foarte bine Diawara, însă trimite pe lângă poartă din poziție centrală. Pasăm greșit din nou prin Veretout de data asta. Malcuit, o nouă pasă lungă. Ibanez e acolo, însă e depășit de acea minge și scoate lui Patricio aici. Ce ocazie a avut Fiorentina. Carlos Perez joacă cu Șomurudov la margine. Șomurudov întoarce la Cristante. Pasează greșit Cristante aici, recuperează Șomurudov. Cristante. Mai departe, Veretout pentru Carlos Perez, însă Carlos Perez doarme aici. Cocorin așează pentru Torreira. Torreira, din nou Cocorin. Vine Ibanez, recuperează aici. Bună pasă asta lui Karsdorp, Cristante pentru Jordan Veretout. Carlos Perez din prima aici, prea acolo. Șomurodu! Minutul 85, 1-0. Of, Doamne, cât e de greu. Cât e de greu, Șomurodu se desprinde acolo de fundaș și înscrie pentru 1-0. Era cât paci să mă grăbesc aici și să șutez aiurea, însă mi-am așezat șutul și se duce perfect. A depășit superb aici Șomurudov adversarul și îl învinge pe Dragovski 1-0 minutul 85. Am insistat și până la urmă reușim să desfacem. Da, ce preluare bună își face aici Șomurudov, iar după finalizarea este perfectă. Bun.
Bun, mai ales că reușim să ne impunem cu rezervele, e o situație perfectă pentru noi. Am reușit să odihnim titularii și plecăm și cu 3 puncte de la Fiorentina, e un meci perfect. Ce pressing avansat fac cei de la Fiorentina. Kumbula joacă mic cu Diawara. Mai departe Cristante. Duce mingea în dreapta la Karsdorp, blocat Karsdorp aici de Saponara și joacă direct Saponara aici pentru Gonzales. Gonzales mai departe în dreapta la Malcuit. Malcuit trece acolo, reușim să respingem. Doamne, 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 cât de ușor suntem scoși. Da, 3 puncte imense, 3 puncte imense, meci foarte dificil la Firenze. Plecăm cu 3 puncte foarte importante. Atașom Rudolf ne aduce victoria în minutul 85. N-am jucat din nou foarte bine. Din nou am creat foarte puțin acolo în ofensivă, însă 3 puncte imense. Milan Udine 1-0, Atalanta Sampdoria 1-0, Inter Salernitana 1-0, Hellas Juve 0-2, Venezia Spezia 2-2, Empoli Bologna 0-2, Cagliari Sassuolo 0-1, Genoa Napoli 0-1, Lazio Torino 0-3. Rămânem pe locul 2 la 2 puncte în spatele torinezilor Cade Lazio și ne distanțăm la 4 puncte de ei. La prezentarea lui Luis Diaz, actualul jucător de la Liverpool, semnează cu noi pe doar 12 milioane. Începe Luis Diaz. Arată foarte, foarte bine. Sper să fie un transfer bun, sper să fie peste El Shaarawy și să aducă un plus acolo în faza ofensivă, pentru că El Shaarawy și arată bine din punct de vedere al OVR-ului, nu creează foarte mult pe faza ofensiv. CEO de Stadium, Luis Diaz, da, noul nostru transfer foarte important. Ofertă de la Atalanta pentru El Shaarawy. Hai să vedem cât a oferit Atalanta. Doar 7 milioane. Hai să negociem un pic. Nu maximum, dar hai să cerem 10 milioane. Când să renunța la Pellegrini. 45 de milioane oferite de Milan. Nu mulțumim. El Shaarawy primim ofertă de 9 milioane. Hai mă să dăm pe 9 milioane. Până la urmă facem un transfer bun, reușim să scăpăm de El Shaarawy și l-aducem pe Luis Diaz. Pe bune, m-a băgat în ședință de ce l-am vândut pe El Shaarawy pentru 9 milioane. Am și eu motivele mele, vreau să scap de el până la urmă, nu? Asta era ideea. Aducem și noi o rezervă de portar pentru că nu avem. Și îl aducem pe Livakovic acolo. Avem nevoie de o rezervă la Rui Patricio. Semnă că ne înțelegem cu Zaniolo acceptat și oferta pentru Zaniolo, da? De 46 de milioane. Da, pe bune. Nu ne interesează să îl vinem pe Zaniolo. Ne înțelegem și cu Livakovic și vine și el. Așadar avem în acest moment avem și rezervă de portar acolo și putem să încheiem această campanie de transfer. În acest moment, dacă vrem să-l odihnim, putem să-l odihnim și pe Rui Patricio. Avem în Livakovic un portar pe care ne putem baza. Așa, așa, arătăm bine, zic eu. Luis Diaz, doar 79. Însă sunt sigur că are calitate foarte, foarte bună. Arată perfect în acest moment echipa. Am umplut golurile avute în echipă și în acest moment arătăm exact așa cum mi-am dorit încă de la început. Primim vizita celor de la Inter pe Olimpico. Hai să mergem la meci. Revenim pe Olimpico și întâlnim o nouă echipă din Milano. După ce am făcut doar 1-1 cu AC Milan, de data asta vine Inter Milano în vizită pe Olimpico și va fi debutul lui Luis Diaz în trupa noastră. Probabil Luis Diaz, dacă ar avea un update în joc, la fel cum se prezintă în realitate, ar fi mult peste 80. Însă noi îl luăm de la Porto, încă nu se transfermase la Liverpool când am început noi această serie și
Arată bine, arată bine Luis Diaz, 79, sunt sigur că va mai crește, sunt sigur că va fi un mare plus pentru noi. Da, Eriksen încă la Inter, Dzeko și Lautaro Martinez în atac acolo, doi atacanți importanți pentru Inter și depozitează. Putem avea aici o contră Zaniolo. Zaniolo intră foarte bine în zonă centrală, pleacă acolo Luis Diaz. Luis Diaz marchează la primul gol pentru noi. Ce impact are Luis Diaz. Foarte bine aici, pleacă în spatele fundașilor. Zaniolo îl așteaptă și îl învingem la primul atac, la primul contraatac pe Handanovic. Minutul 12, 1-0. Bun. Bun, nu m-am grăbit aici, am așteptat plecarea lui Luis Diaz, pasa e perfectă și după șutul se duce perfect și el. Bun, ce impact are Luis Diaz, marchează la debut, numărul 20, pasează aici pentru numărul 10, pasează pentru numărul 20, iar numărul 20 face 1-0 pentru noi. Debut perfect pentru Luis în tricoul nostru, pentru Sensi. Din nou Barella, Sensi, în dreapta aici pentru Calhanoglu, reprimește Calhanoglu, Calhanoglu! Ce a fost asta, bă, băiatule? Ce execuție are Calhanoglu aici? Avem noroc, se duce pe lângă poarta această minge. Trecută Cristian Eriksen. Eriksen pe bara 2 aici, Lautaro Martinez finalizează cu capul însă pe lângă. Aici Klosterman al meu nici nu sare cu capul, nici nu încearcă să protejeze acolo. Finalizează Lautaro de lângă el cu un cap mai mic decât el. Găsește pasa aici pentru Luis Diaz, Luis pentru Tammy. Călcâia lui Tammy aici pentru Lorenzo, mai departe Zaniolo pentru Tammy. Tammy! Intră portă! Intră această minge! Ce execuție are Tammy aici! Doamne, doamne, doamne! N-am înțeles cum s-a dus această minge, de ce a lovit-o atât de prost? Mă așteptam să dea la colțul scurt, era liber, avea spațiu imens. Facem 2-0 minutul 28, ce meci facem cu Interul. Este perfect acest atac, călcâia lui Tammy, mai departe Pellegrini, Zaniolo pentru Tammy, iar după această finalizare este absolut incredibilă. Ce finalizare are aici Tammy, trimite o scăriță superbă peste Handanovic. Da, cât de bine trimite aici, Tami. A o scăriță, fără să vreau aici. Ce goluri marcăm astăzi? Goluri superbe. Și se poate încheia acest episod perfect pentru noi, cu 7 puncte din acest episod foarte dificil. Dacă eram un pic atenți cu Milan, poate puteam chiar să avem un episod din nou perfect. Însă chiar și așa este un episod. Intrăm la cabine cu 2-0, un meci foarte bun, o primă repriză perfectă pentru noi, reușim să marcăm două goluri frumoase și am mai avut situații, puteam chiar să marcăm chiar și golul 3 la un moment dat. Da, trebuie să continuăm pe același ritm, cred că trebuie să mai marcăm, Interul are calitate foarte mare și poate pune la probleme. Nu. Mai departe pentru Calhanoglu. Calhanoglu pentru Dzeko, Dzeko trimite aici în dreapta la Eriksen, Eriksen, Eriksen centrează aici pentru Calhanoglu, scăpăm, finalizează aici Calhanoglu cu capul peste poartă, foarte ușor scos și depășit aici spina, era o poziție grea aici pentru Calhanoglu, spina din prima aici pentru Ndidi. Ceballos se întoarce bine aici cu fața, Pereira din prima pentru Zaniolo, spațiu foarte bun pentru Zaniolo, Tammy din prima pentru Lorenzo, Preia Lorenzo, prinde însă Handanovic aici, Luis Diaz. Liber Spina în stânga aici, Spina joacă cu Tammy, da Lorenzo pentru Zaniolo, înapoi pentru Lorenzo, scoate Handanovic aici, ce intervenție are Samir.
cât de bine a curs atacul aici, îi scoatem perfect. Dau cu noi în cap cei de la Inter, iar Lorenzo finalizează cu stângul aici, foarte slab. Foarte slab șutul. Samir Handanovic scoate. În acest moment arată perfect echipa noastră. Primul 11 arată foarte, foarte bine. Centrează Vinia aici la primăvară. Zaniolo prinde Handanovic. Diaz. Pasează Luis Diaz pe spațiu liber. Nu dă drumul la minge aici. Luis Diaz îl întinde pe Handanovic. Ce culoare bună a avut aici Luis Diaz. Nu i-a atacat, își așează mingea foarte bine, însă Samir e din nou la post. Spingem, însă recuperează Interul diagonală pentru Corea. Crea acolo Corea, Castro face faultă aici. A intrat în prelungirile meciului și să fim atenți să nu primim gol, să terminăm acest meci fără gol primit. Centrare la prima bară, Veretout calm acolo, recuperează Zaniolo și se termină. Ce debut pentru Luis Diaz în tricoul nostru. Transfer foarte bun acest Luis Diaz. Deja își face simțită prezența la Roma. Marchează la debut în meciul cu Inter și câștigăm 3 puncte mari, 3 puncte împotriva unei contracandidate până la urmă la locurile de Champions League. Meci perfect pentru Luis Diaz, meci perfect pentru noi. Am jucat foarte bine meciul ăsta și meritată victoria până la urmă. Udine Fiorentina 0-1, Sampdoria Milan 0-0, Torino Atalanta 4-1, Salernitana Hellas 0-2, Juventus 2-2 cu Venezia, se încurcă Juve, Spezia Empoli 1-1, Bologna Cagliari 3-1, Sassuolo Genoa 1-1, Napoli Lazio 1-0 și revenim pe prima poziție. Da, cât de mult se schimbă clasamentul astăzi, noi ei, noi ei, noi ei, se schimbă acolo clasamentul, câștigă Napoli cu Lazio și Lazio se duce la 7 puncte în acest moment în spatele nostru, Napoli însă urcă acolo pe 3 la 4 puncte în spatele nostru și celor de la Juventus. Da, un episod perfect, reușim, 3 transferuri foarte, foarte bune. Zaniolo se lovește, Luis Diaz se lovește și el. Nu îmi convine acest lucru. S-ar putea să fie ok. Ia să vedem la următorul meci. Nu. Nu vor fi disponibili cei doi la meciul de la Verona, din păcate. Asta e, să sperăm că nu vor fi accidentați pentru mult timp, mai ales că data viitoare avem derby foarte important. Jucăm cu Hellas în deplasare, Veneția acasă și primim Juve pe teren propriu. E în Cupa Italia, în sferturi. Mă speriasem, credeam că jucăm în seria cu ei, însă jucăm în Cupa Italiei. Ne-am prezentat perfect astăzi, din păcate doar 1-1 cu Milan, am condus 1-0, însă suntem egalați pe final. Câștigăm 1-0 foarte dificil meciul la Fiorentina, însă ne impunem până la urmă cu rezervele. Iar ultimul meci, unul perfect pentru noi, câștigăm 2-0 cu Inter pe Olimpico. Ne prezentăm foarte bine, din nou terminăm acest episod cu această imagine. E o imagine superbă cu clasamentul Lazio în Serie A. Da, încheiem aici, cam atât pentru astăzi, prieteni, mulțumesc din nou pentru atenție, până data viitoare, vă am pupat!